Administratorul unei societăți comerciale din Rovinari este suspectat că nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile obținute din comercializarea de materiale de construcții și produse industriale, pentru care ar fi trebuit să plătească impozite de 165.000 de lei. Dosarul a fost instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor. Ion Cican a petrecut noaptea trecută în arestul poliției, iar azi a fost dus la parchet pentru audieri. Ce-ați făcut? Sunteți vinovat? Nu. Aveți provină? Nu. Cădând o să devajun. În calitate de administrator al unei firme, nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din comercializarea de mărfuri, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor datorate statului cu suma de 165.000 de lei noi. Suspectul a fost reținut pe bază de ordonanță și va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Ion Cican este un client vechi al organelor de anchetă. Omul de afaceri este pionul principal într-un dosar privind fraudarea BRD cu 650.000 de lei prin falsificarea a zeci de dosare de credit.